Fleșurile și claxoanele reprezintă adesea o modalitate rapidă de comunicare între șoferi în trafic, dar este esențial să fie conștienți că utilizarea lor este reglementată de codul rutier. Încălcarea acestor reguli poate aduce amenzi și puncte de penalizare, așa că este important să cunoaștem în ce situații sunt permise aceste semnale luminoase și sonore. Interacțiunea verbală nu este întotdeauna eficientă sau preferată în trafic, motiv pentru care fleșurile sau claxonul devin instrumente importante de comunicare non-verbală între șoferi. În ciuda utilităților lor, trebuie să fim atenți la contextul în care le folosim și să respectăm regulile impuse de legislație. Fleșurile pot fi folosite în diverse situații, precum avertizarea cu privire la pericolele iminente, utilizarea fazei lungi a farurilor intermitent pentru a atrage atenția asupra unui obstacol sau pericol, semnalizarea necesită avansării. În situații de trafic, fleșurile pot semnaliza unui șofer din față că poate avansa, cum ar fi în apropierea semaforului. Solicitarea de a se da la o parte. Pe drumurile cu două benzi pe sens, fleșurile pot indica necesitatea de a se face loc pentru a permite trecerea. Claxonul este un instrument important pentru prevenirea pericolelor iminente. Cu toate acestea, utilizarea sa trebuie să respecte anumite reguli. Avertizarea asupra unui pericol. Claxonul poate fi folosit pentru a atenționa despre o situație periculoasă în trafic. Comunicarea la o distanță minimă. Este permis să folosiți claxonul doar la o distanță mai mare de 25 de metri pentru a evita agresivitatea. Din punct de vedere legal, este interzis să folosiți fleșuri în afara situațiilor menționate mai sus. De asemenea, claxonul nu trebuie utilizat pentru exprimarea nemulțumirii sau pentru a comunica cu alt șofer la o distanță mică. Încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi și puncte de penalizare conform codului rutier. Este important să fim conștienți de implicațiile legale ale acțiunilor noastre în trafic și să optăm pentru comunicare responsabilă pentru a contribui la un mediu rutier mai sigur. Cu majoritatea șoferilor exprimând dorința de camere fixe de monitorizare pentru reducerea agresiunilor în trafic, adoptarea unei atitudini responsabile este mai importantă ca niciodată, relatează click.ro.